Și salut și bine v-am regăsit la un nou episod sau primul episod de Marv la pompier, să vedem pe aici ce... Ok. Am mai făcut un episod în trecut. Cred. Nu știu. Presupun. Salut. Și am promis că mai revin cu un episod, când vor fi ceva mai multe persoane pe server și va fi totul mai wow. S-au ținut ceva recrutări la SEAD, după cum puteți vedea, SEAD-ul e mai activ, are cum. Hai să vedem să luăm și noi un auto special. Nu luăm Duster, nu victime multiple, un descarcerare, auto specială, cred. Da, auto specială vom lua. Frumos. Astăzi vom lua auto speciala, o vom ține în garaj. Dar totuși să vedem dacă merge. Mai în spate, înțeleg. Vom pune cam așa, cred că strică mă leagă acolo, dar merge. Bun. Dăm așa. Pompierii. Serviciu. Domnul de aici e ofițer. Foarte fain și mișto. Avem un fond, un mai în resurs în ataci. Okay. Bun. Hai să punem ataciul primul. Medbag 2. Asta așa. Și asta așa. Bun. Pum pum. Mulți, nu știu ce s-au de jos, dacă s-au adus sunete pe fundal, nu știu care e chestia. M-ați întrebat de ce nu fac episoade, deci m-ați întrebat în continuare de ce nu fac episoade mai lungi, deoarece nu prea se uită lumea. Bine, unele poate să fie, pot fi și puțin mai mai neinteresante. Nu știam dacă e lui sau asta și vreau să mă gândesc dacă o șerp sau nu. Și poate și de asta nu se uită lumea așa de mult și de asta am decis să fac episoade mai scurte în care să putem prinde ceva mai multă acțiune. Momentan am scos auto special acolo în caz de ceva. Mergem în față să stăm la intrare. Foarte frumos, în caz de are cineva nevoie de noi, vom sta aici, să ajutăm. Suntem 3 la... pompieri. Nu prea este activitate la pompieri. Dar am văzut oarecum cererea voastră că mai doriți episoade de genul și am zis, bă, hai să facem ceva micuț acolo de 15 minute în care să mai vedeți și voi odată uniforma asta și cam ce ar trebui să facă și cam ce ar trebui să facă și ce face un pompier. Avem și ofițerul de serviciu foarte frumos acolo. Toate bune. Niciun apel până acum, din păcate. Și o să mai încerc să vă răspund la câteva întrebări, ca să nu fie chiar așa de plictisitor. Așa, ca să mai fie așa de plictisitor acest videoclip. Tai asta la montaj. Așa. Am aici telefonul în față și câteva întrebări notate, 3 secunde să-l deschid. Una dintre cele mai populare întrebări, ca să zic așa, și care chiar se pune gen, în mod foarte frecvent. Aia static. E asta cu adminul, dacă pot să vă fac admin. Chestia e în felul următor. Eu nu pot să fac admin pe toată lumea.
Deoarece nu este ok să fac chestia asta, gen, ca să deveniți admin, trebuie să vă doriți să fiți în staff. Ce înseamnă asta mai pe scurt? Simplu. Trebuie să dați niște teste ca să ajungeți în staff și trebuie să treceți prin anumite grade, spre exemplu prin mod, nu prin helper, după aceea mod, după aceea admin, să ajungeți la grad de admin. Da, deci, na. E puțin mai greu de ajuns acolo, într-adevăr, trebuie să treceți testele care se dau odată la ceva timp, nu se dau de zi pentru că nu se iese de zi lumea din staff sau nu se încarcă așa de des regulamentul deja. Dacă vrei să ajungi aici, trebuie să înveți regulamentul, trebuie să știi că în cum se copor și să ai o vârstă minimă de 13-14 ani. Bun. Pe lângă asta am mai întâlnit și întrebarea gen ce înseamnă staff. Staff este echipa administrativă, da, al jocului România Roleplay, pe care se ocupă de serverul de Discord, de joc, developing și multe altele. Da, care poate să creeze jocurile, da, cum a fost și cealaltă versiune, cum se zice la cealaltă. A scos acum joculeț nou, nu acum, acum puțin timp, joculeț nou de Drive Simulator 2. Așa. Și ca developer poți să faci alte joculețe care să fie în, la fel ca astea, sau poți să faci auto speciale, sau poți să faci uniforme, spawnere, alte mașini, clădiri, străzi și așa mai departe. Gen tot ce vedeți aici este făcut de mână, part cu part, bucată cu bucată și durează. Staff-ul se ocupă în general cu asta sau fiecare rank se ocupă cu ceva. Helper-ul ajută foarte mult pe Discord oamenii care nu știu ce se întâmplă dacă faci aia sau ce înseamnă mai exact acel sau acea propoziție din regulament, înțelegeți? Cam asta înseamnă staff. Și ca militar, din câte știu eu, s-au scos ca militar, s-au scos niște probe, niște locuri, da, pardon, probe, unde dacă le treci poți deveni militar la Academia Tehnică Militară, dacă nu mă înșel, făcută de Honor. Avem aici un apel. Aici, în mod normal, ar trebui să meargă un smur, dar noi nu avem smur, deci nu avem smur. Pentru asta ne vom deplasa cu... Hai să nu luăm pe aia. Să o luăm de asta, Roma. Hai să luăm smooth-ul. Care e smooth-ul? Care e smooth-ul? Care e multiple, nu descarcerea, nu smooth. Și după aceea vom continua să vă explic și să vă răspund la anumite întrebări. Așa ne deplasăm către catena, pentru că acolo ce ar fi ceva. Am luat la căvărdărați, scuzați-mă. Nino, Nino, Dana, Nino. Aici pe colț era catena. Unde e catena? E partea cealaltă, cred că. Mă, cred că e pe partea cealaltă. Unde e catena? Cred că e acolo.
Bun. Hai, ne ridicăm repede. E în comă. Medicul. Ok, hai să vedem. Bună ziua. Bună ziua. De la Smurf suntem. Ce ați pățit? Stai, că ăsta e în comă. Verifică puls. Am căzut pe jos, nu mă simt în regulă. Ce puls are? Care stai așa că nu știu care e singura faza care cu pulsul. Dacă dădeai. Bun. Doriți să mergem la spital? Colegul meu cel an doarme, cred că... sigur. Hai. Trebuia să ridic. Hai sus. Sar și tu, orea, nu știu. Ce folder, mă? Am dat respa... Nu-mi zic că s-a blocat. Să trăiești! Stai, băi! Fuge mașina fără mine. Ce? Da, zici care va după mine, toate bune, nu? Bun, hai să revenim. Mai avem 14 minute. Mergem până în jos, răspundem la asta cu armata. Dacă nu mă știu că acolo rămăsese, îmi scuzați pentru chestia asta. Da, deci dacă vrei să fii, din câte știu eu, trebuie să fii admin, pentru că momentan se lucrează la acea poartă pentru a se face altceva. E puțin complicat. Dar da, dacă vrei să devii, trebuie să fii admin. Nu este așa de greu. Prin urmare, dacă înveți și îți dorești cu adevărat, hai să dăm și noi clear. Dăm ocupa și apoi liber. Bun. Așa. Și cu vârsta, ți-am zis, dacă nu mă înșel, vârsta minimă este de 13. Cei sub, nu cred că ai voie să intri. Am uitat să fac setarea la grafici. Nu mă întrebați ce trebuie să dau așa, pentru că în mod normal eu mă joc pe aproape full, adică mă joc undeva pe 5 sau 8. Depinde de joc. Dar da. Ce să vă mai zic? Cam atât a fost cu acest episod. Dacă mai aveți întrebări, nu ezitați să mi le lăsați în comentarii și poate într-un alt episod de
pompieri sau în alte locuri, le vom citi și voi răspunde la ele. Vă mulțumesc tuturor care m-ați solicitat pentru noul grad primit. Și scuze totodată pentru mare parte din activitate, dar da, liceul și toate astea au oarecum o prioritate. Până data viitoare, nu uitați să rămâneți sănătoși. În descriere veți găsi linkul jocului, serverului de Discord al Marv și serverul nostru de Discord și Instagramul meu, pentru că mi-am făcut și Instagram special pentru voi. Aveți și la canal, sus acolo, dacă dați pe canalul meu de YouTube, va apare undeva în dreapta Instagram. Puteți apăsa acolo pe acea iconiță și vă va aduce direct către pagina mea de Instagram. Momentan nu am lucrat foarte mult, am pus doar în descriere linkul canalului de YouTube. Mă voi ocupa și de a mai încolo, pe viitor, progresăm ușor, ușor. Deci, da, salutare!